Bună draga mea, sunt Luna Ala. săptămâna este marcată de o veche legendă. Un om sărac nu reușea să-și mărite cele trei fete ale sale, de aceea, în desperare, le-a îndemnat să urmeze și ele exemplul femeilor ușuratice. Aflând despre aceasta, Sfântul Episcop Nicolae a pregătit o pungă de bani și, în timpul nopții, a aruncat-o pe fereastră în casa nefericitului. Peste câteva zile, fica mai mare se pregătea de nuntă. Așa s-a întâmplat și cu a doua fată. Mirat, tatăl a început să stea la pândă într-un loc ascuns pentru a-l descoperi pe binefăcătorul lor. Astfel a aflat că episcopul Nicolae salvase pe el și pe fiicele lui de la o faptă necugetată. Saturn trece printr-un grad tensionat în Capricorn. Dacă îți setezi corect programul de dezvoltare acum, într-un singur an poți obține o bază foarte solidă pentru următorii 20 de ani. Mercur se alătură săgetătorului. Orice prietenie stabilită acum va rămâne sacră pentru mulți ani. Angajamentele de căsătorie făcute în această perioadă pot duce la un nivel social și profesional uluitor. Dar este timpul să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, pentru a nu fi dezamăgită de rezultatele activităților tale, nu încerca să înoți împotriva curentului. Vrei să te deosebești, să fii originală, dar ai grijă de șocurile excesive. Săptămâna este extrem de favorabilă pentru studii creative care necesită confidențialitate, dar nu este recomandată publicitatea propriei persoane. Înainte de a începe ceva nou, asigură-te că aceasta este exact ceea ce ai nevoie. Puneți această întrebare de mai multe ori. Acum ești pur și simplu irezistibile în razele de argint ale soarelui la început de iarnă, dar farmecul tău se va estompa odată cu apariția întunericului. Deci, deocamdată, nu căuta întâlniri sub clar de luna. Întrucât poți avea probleme ușoare cu legea, este în interesul tău să transferi acest conflict în dormitor. Și pentru asta, astrele te invită să te joci doar cu partenerul obișnuit de a hoțul și polițistul. Polițistul prinde o fată asupra unui furt mic și începe să o cerceteze. Incredibil! Unde ar putea ascunde acel lucru mic? În prima jumătate a săptămânii sunt posibile încasări de bani care trebuie cheltuiți în mod rezonabil. Întâlnirile de afaceri de miercuri vor avea succes, dar nu merită să te încânte rezultatele. În general, spune mai puțin, fă mai mult. Acordă o atenție deosebită sănătății tale. Îmbracă-te în funcție de vremea. Miercuri este recomandat să te abții de la băuturile alcoolice tar. Duminică este indicat să nu faci mișcări bruște. Corpul va fi vulnerabil, mai ales în regiunea lombară. În perioada următoare, stelele nu-ți recomandă să schimbi des bijuteriile sau să le porți în cantități mari. Cert este că toată această săptămână starea ta de spirit se va schimba dramatic, iar tu însăți nu vei înțelege ce dorești exact. Într-o astfel de situație, nu aștepta ajutor imediat din partea mineralelor și a metalelor. Mai întâi trebuie să te decizi cu privire la dorințele și intențiile tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, în această săptămână poți începe să finalizezi o nouă misiune critică. Nu te îndoiești de succesul complet. Deși această lucrare poate necesita dedicare completă, amintește-ți că dacă te vei pune la îndoială și nu te vei evalua pozitiv, nimeni nu-ți va acorda nici cea mai mică atenție. Este timpul să-ți anunți cu voce tare meritele, dar dacă faci acest lucru, atunci cu voce de plină. Vineri este indicat să nu te lași prea sedusă de muncă, pentru că este posibilă o supracheltuială serioasă de energie. Cuplul tău este sigur și frumos, este timpul să te înțelegi pe de Plin cu persoana iubită. Strălucești de fericirea, Păzește-l și protejează-l de ochiul rău și de bârfe. Este timpul să schimbi imaginea unei pisici domestice, îmblânzite, casnice și domolite, pe imaginea unui reprezentant sălbatic al familiei taur. În loc să te gândești la cum să satisfaci dorințele iubitului tău, începe să te porți independent și cu mândrie, gândește-te la dorințele și plăcerile tale. Cu toate acestea, nu uita să fii maestra mersului grațios al pisicii. La începutul săptămânii sunt posibile schimbări de sarcini cu care va trebui să te obișnuiești. Relațiile cu prietenii pot deveni complicate din cauza unor contradicții financiare. La sfârșitul săptămânii, oportunitatea pentru noi câștiguri va apărea. Cu gândul că trebuie să muncești, că vrei să fie totul în ordine, poți economisi sănătatea ta. Chiar dacă vei obține vreun beneficiu de moment, mai târziu, ca orice avar, va trebui să plătești de două ori și este posibil nu numai cu bani. Prin urmare, mănâncă doar alimente de calitate, îmbracă hane și încălțăminte de Sezon, nu amâna dacă ai nevoie de tratament. Și nu fi timidă să-ți iei un concediu medical, chiar dacă ți se pare neprofitabil. În perioada aceasta va trebui cu siguranță să porți o varietate de pandative în jurul gâtului și să nu alegi doar unul pentru întreaga săptămână. Stelele te sfătuiesc să schimbi bijuteriile, nu neapărat prețioase. Bijuteriile pot fi, de asemenea, gablonzuri. Principala condiție este că designul pandativilor să fie decis în funcție de stilul de îmbrăcăminte, caz în care cu siguranță îi vei alege pe cel potrivit pentru starea de spirit în fiecare zi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni Săptămâna poate avea mare succes dacă nu te grebești să te afli în prim plan. Fă totul în ritmul propriu și în funcție de scenariul tău și vei obține un real succes. Acum poți obține exact ceea ce ai visat de mult sunt posibile minuni și împlinirea celor mai prețuite dorințe. Vei simți o creștere a forței fără precedent, performanțele tale vor crește, încearcă deci să profiți la maxim de această dată. În viața ta personală, astrele îți promit o mulțime de facilități și chiar o nuntă în familia. Acum știi exact cum să găsești armonie, calm și liniște sufletească. Totuși, vei dori mai degrabă nu liniște, ci pasiune, fior și aventură. Ei bine, dorințele tale se vor împlini. Acum nu vrei să fii hrănită cu pâine, nici sfatul pentru a-ți ascunde autoritatea sub o mască. Singura problemă este că astrele, când te sfătuiesc să efectuezi anumite acțiuni pe frontul intim, este ca să devii responsabilă pentru acțiunile tale și rezultatele lor. Și apoi nu-i vinui astrele dacă elevii lor nu sunt foarte deștepți. Situația financiară este stabilă și nu provoacă îngrijorare. Credibilitatea ta la locul de muncă este în creștere. Vei avea chiar și o nouă sursă de venit. Așadar, te poți mulțumi pe tine și pe cei dragi cu cadouri plăcute și scumpe, dar pentru moș Nicolae rămân favorite dulciurile în ghetuțe. În această săptămână te vei putea concentra cu ușurință asupra celor mai dificile probleme, vei rezolva probleme, vei afla cum să faci clic pe bani. Din păcate, există un pericol de supraîncărcare. Performanțele ridicate sunt mari, dar cheltuirea timpului într-un vis nu este cea mai bună modalitate de a-ți menține sănătatea. Se pare că vei fi prea serioasă cu tine însă și cu alții încât poți fi distrasă de la lucruri atât de importante precum bijuteriile. Deci, de dragul decenței, în cea mai mare parte a săptămânii, toate lucrurile care ți se vor potrivi sunt cele absolut clasice. Nimic avangardist, atrăgător, neo obișnuit. Un set de aur sau argint, inel și cercei cu diamante mici va fi cea mai bună opțiune pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC o săptămână bună pentru a implementa cele mai îndrăznețe proiecte și a lua atitudine în cariera. Stabileșteți obiective și provocări. Fii atentă la informațiile primite, sunt posibile inexactități și denaturări. Nu avea încredere în zvonuri și mesaje neverificate. Săptămâna este plăcută pentru întâlniri romantice. Există o șansă de a găsi dragoste și reciprocitate. Duminica poate aduce o impresie vie, încredere în dorințele tale impulsive. Săptămâna aceasta poate aduce totul dintr-o dată, speranțe noi, cunoscuți, întâlniri și succes asurzitor la sexul opus. Te poți simți liberă, ceea ce este frumos, dar nu va necesita o anumită prudență în acțiune. Joi și vineri sunt zile favorabile pentru întâlniri romantice. Cele mai sensibile zone erogene ale corpului la tine sunt acum cele cu cea mai mare vegetație. Și cea mai puternică sensibilitate o are, desigur, capul. Prin urmare, nu fi timidă și roagă pe celălalt să-ți maseze blând scalpul, tâmplele și baza gâtului. Vei face față cu succes tuturor problemelor de lucru și vei putea demonstra cunoștințele și talentele tale. Doar nu lăsa emoțiile să aibă prioritate asupra minții. Încasările semnificative în numerar sunt probabile vineri. În această săptămână este posibil să apară edeme mai ușor decât de obicei, așa că trebuie să monitorizezi cu strictețe lichidele care rămân în corp. Încearcă să bei numai puțin, dar nu mai mult decât 2 litri de apă pe zi. Telele îți recomandă să renunți la cafea, ceai puternic, diverse limonade din fabrică și sifon. Redu aportul de sare la minimum, dar nu-l elimina de tot din dieta, altfel, învingând o problemă, vei provoca alta. În zile Zilele următoare, astrele te sfătuiesc să nu cumperi bijuterii noi. Dar această perioadă este minunată pentru a alege un cadou pentru o persoană iubită. În primul rând, acordă atenție produselor cu minerale naturale setate în argint, de exemplu opal sau aquamarina. Una dintre aceste bijuterii va fi un talisman minunat pentru jumătatea ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! leu. În această săptămână îți va fi destul de dificil să discuți și să interacționezi cu partenerii, deoarece o dorință strălucitoare de dominare poate apărea în tine. Încearcă să găsești un compromis, Marți trebuie să fii atentă și să visezi mai puțin. Aceasta și o serie de zile următoare sunt bune pentru pragmatism, acțiunile constructive vor avea succes. Sâmbătă nu face ceea ce nu vrei să faci. Evenimentele săptămânii îți vor permite să reevaluezi multe dintre pozițiile tale în afacerile personale. Nu se așteaptă încă nicio schimbare specială în viața personală, dar dacă ești obosită de singurătate, gândește-te la ce trebuie schimbat. Îți ia prea mult timp să lucrezi asupra ta? Încearcă să vizitezi locuri neobișnuite pentru tine, cum ar fi cele în care nu ai mai fost până acum. Combinația de astre pe astrograma ta se dezvoltă cu succes, te așteaptă un flirt plăcut discret, un predilect blând, un contact sexual pasional. Singurul lucru care îți poate strica ziua este propria nesiguranță, în dorințe și oportunități. Încearcă să nu te gândești prea mult, iar atunci senzațiile elegante îți sunt garantate. Luni este posibil să ai noroc în afaceri riscante, poți face aproape tot ce, ce anterior nu ai avut curajul să faci. Joi încearcă să faci fața datoriilor vechi și să nu începi altele noi pentru a nu suferi un dezastru în contul bancar. Dacă locul tău slab îți este spatele, ar trebui să fii special atent în această săptămână. Stelele spun că acum probabilitatea unor leziuni este crescută și pot vorbi atât de leziuni musculare cât și de probleme cu coloana vertebrală, care este mult mai gravă. Fii zgârcită în mișcări, nu ridica și nu mișca obiecte grele, amână temporar sportul intensiv și vizitează un terapeut. Terapia prin masaj poate aduce beneficii, nu-ți face rău. Ai putea să nu observi că ai început să arăți anumite abilități despre prezența cărora nici măcar nu te putea gândi mai devreme. Este o săptămână interesantă, care promite multe descoperiri diverse. Nu te teme, din potrivă, mergi să-l întâlnești. Și pentru a-ți face inima mai ușoară, poartă bijuterii din ștras. Ele clarifică mult. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, încearcă să ții emoțiile în frâu și să nu te grăbești la extreme. Ar trebui să acorzi o atenție specială prietenelor, colegilor și partenerilor, deoarece intră o fază dificilă pentru una dintre relații. La începutul săptămânii, pune deoparte toate treburile personale și dedică-te pe deplin lucrului. Miercuri nu poți minți și nu ceda la supărarea excesivă. Nu te îndepărta de conversațiile sincere și cele în care ești criticată. În weekend, ajutorul tău poate fi de nevoie celor dragi. Relația ta de lungă durată și deja lângă de cu un partener se poate schimba în rău. Există posibilitatea ca un conflict grav să fie escaladat marți. Încearcă să-l atenuezi cât mai mult posibil. Duminica ar fi frumos să o petreci împreună cu cineva mai drag decât telefonul. Ești acum cea mai măsură să joci rolul crăiesii zăpezii, impregnabilă, rece și chiar oarecum crudă. În conformitate cu aceste recomandări ale astrelor, poți alege machiajul, roche și chiar un rol sexual. Nu arunca banii chiar dacă dorești. Acum nu este momentul să faci cumpărături scumpe și să iei împrumuturi. Miercuri veniturile financiare sunt probabile, dar este posibil să fii puțin nedumerită de suma primită. Achizițiile mici făcute joi vor fi de succes și practice. Săptămâna este potrivită pentru vizitarea saloanelor de înfrumusețare, efectuarea de proceduri anti va fi foarte mulțumită de rezultate. Stelele îți recomandă să asculți sfaturile specialiștilor dacă dorești să obții un efect de durată. Nu-ți fie teamă să experimentezi, să încerci lucruri noi, însă doar sub supravegherea unui profesionist care este bine versat în afacerea sa. Nu ar trebui să economisești cu sănătatea ta. În perioada următoare, stelele îți recomandă să acorzi atenție unui mineral numit scolecit. Scolecitul alb te va ajuta să faci fața insomniei. Dar mai mult, îți va oferi oportunitatea de a-ți dezvolta și manifesta talentele, de a scăpa de frica de a vorbi în public și de a-ți aduce ușurință în comunicare chiar și cu străini. Iar dacă vrei să te protejezi de influența energiei negative a altcuiva, are sens să dobândești o amuletă de hematit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Este recomandabil să-ți direcționezi eforturile în această săptămână pentru a menține echilibrul cu lumea exterioară. Nu distruge relațiile de lungă durată, nu schimba locul de muncă, nu încerca să găsești o nouă iubire. Este mai bine să evaluezi ceea ce ai deja. Ceva exploziv te va schimba vineri, iar viața va deveni mult mai plăcută și mai calmă. Iar neînțelegerile care apar sâmbătă vor fi repede rezolvate și nu vor afecta buna dispoziția. Începutul săptămânii te poate supăra cu răcioară și detașoarea într-o relație. Acum nu este cel mai bun moment pentru a flirta, nimic nu se va dovedi a fi de folos. Până la sfârșitul săptămânii, situația va fi dezamorsată. Cele mai reușite zile pentru întâlniri sunt vineri și sâmbătă. Atunci ai o șansă să te apropii. Chiar ai nevoie de atenție și sprijin din partea unui partener. Dacă te iubește cu adevărat, cu siguranță va fi de acord să te ajute să faci o baie relaxantă și liniștitoare. Adică nu numai să-ți toarne sare aromată în cadă și să te clătească bine după ea, ci și să te șteargă cu un prosop și să te maseze în toate locurile delicate cu crema parfumată. În această săptămână nu toate așteptările tale financiare se pot realiza. Există riscul pierderii monetare din cauza propriei frivolități sau din lene. Nu transporta sume mari de numerar cu tine, este mai bine să folosești un card de credit. Ar fi bine să mergi vineri la cumpărături. Coardele tale vocale sunt vulnerabile acum, spun astrele pe astrograma ta. Mai bine protejează-le, vorbește și cântă cât mai puțin. Dacă trebuie să vorbești în public, de exemplu la locul de muncă, asigură-te că utilizezi o tehnică specială. Microfoane, difuzoare care sunt mai potrivite pentru situație. Ai grijă de sănătatea gâtului, nu mânca mâncare prea rece sau prea fierbinte. Este timpul să te reaprovizionezi cu energia soarelui. Soarele este atât de plăpând în această perioadă anului. Oartă chihlimbar. Este o piatră însorită a care energie te încălzește și îți ridică starea de spirit. Dar gândește-te mai puțin la dificultăți și probleme. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Începutul săptămânii este un moment extrem de favorabil pentru afaceri. Cu toate, aceasta va fi predispusă la romantism și somn, însă acum vițele tale au o șansă să devină realitate. Așa că stelele te sfătuiesc să crezi în ce este mai bun. Nu vei fi dezamăgită. Din potrivă, te poți aștepta la surprize plăcute, bonusuri și cadouri. Este necesar să reduci ritmul stresant al muncii. Acest lucru îți va permite să-ți amintești despre casă, despre iubit și despre alte lucruri plăcute. Sentimentele tale sunt tandre și tremurătoare. Bucură-te de armonie într-o relație. Prezența unei persoane dragi va fi absolut necesară pentru tine și el va fi aproape și te va mulțumi. Corpurile cerește, sfătuiesc de dragul diversității să aranjezi o seară de arte corporale și să vă atrageți unul pe celălalt. Sau pentru a scrie versuri obscene, în mod natural, dedicate partenerului tău. Mângâierea intimă este de asemenea adecvată. În general, toate tipurile de creativitate sunt binevenite în relația intimă. Nu grăbi lucrurile. Acum există aproape toate condițiile necesare pentru crearea unei fundații financiare solide. Vei putea obține un profit solid. Este necesar doar să mergi calm, dar în mod persistent la obiectiv. Toate operațiunile de schimb și bancare vor fi finalizate cu succes. Această perioadă de șapte zile este favorabilă pentru diverse proceduri cosmetice. Îți poți răsfăța pielea acasă, acum există suficiente produse ușor și plăcut de utilizat, iar efectul după aplicarea lor este inspirator. Dar astrele îți recomandă să mergi la un salon de înfrumusețare, chiar dacă nu este în obiceiurile tale. O atmosferă specială domnește acolo, impactul nu este doar asupra corpului, ci și asupra sufletului și poate fi util pentru tine acum. Într-un fel sau altul vei avea o săptămână aglomerată, festivă și luminoasă. Poarte jasp! Această piatră te va ajuta să nu obosești chiar dacă te distrezi până dimineața. Vei observa asta într-un cerc de oameni apropiați și interesați pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Cercetător! Săptămâna aceasta vei stabili regulile jocului. Deci, dacă nu ți place ceva, înseamnă că tocmai ai încurcat ceva. Probabil că va trebui să lucrezi destul de mult, dar vei primi o compensație monetară generoasă și chiar să te distragi de la problemele personale. Timpul este favorabil pentru începerea unei noi afaceri, dar acest lucru nu înseamnă că orice altceva poate fi abandonat. Rudele au nevoie de ajutorul și grija ta. Este posibil ca în această săptămână să găsești o excursie romantică sau o întâlnire într-un loc neobișnuit. În cel mai rău caz, o simplă serie de povești de dragoste și divertisment continuu. Merită să iei în considerare ce ai în dulap pentru a-ți sublinia în continuare atractivitatea. Desigur, soarele este la tine acasă și soarta a pregătit un cadou pe lângă faptul că ești bombardată cu complimente din cap până în picioare, cineva te poate ruga să îți exprimi cea mai prețuită dorință intimă. Păcat că nimeni nu se va grăbi să o îndeplinească în tocmai, dar cu siguranță cineva va lua notă. Săptămâna poate marca apariția unor noi surse devenit neobișnuite. La urma urmei ești gata să lucrezi din greu pentru a obține o sumă substanțială. Miercuri vei afla informații care sunt foarte utile pentru afacerea ta. Șefii vor fi suficient de generoși cu tine. Săptămâna aceasta nu va fi noroc literal în toate. Din păcate, aceasta privește în special sănătatea. Dacă vei călători în mijloace de transport în comun, mai ales în avion, cu siguranță vei fi infectată. Și, desigur, băuturile calde din mâinile chelnerițelor vor veni fără număr însoțite copios cu șervețele. Într-un cuvânt, este în interesul tău să petreci săptămâna aceasta acasă. Este posibil să dorești să rămâi singură și să te gândești la propria filozofie de viață. Poartă rubinea! Te vor ajuta să scapi de sentimentul de vinovăție și de gândul că datorezi totul. Concentrează-te asupra sentimentelor și intereselor tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Capricorn dacă peretele din fața ta pare inexpugnabil, fă o diviziune a căii către atingerea obiectivului în părți mici și totul va funcționa. Este important să faci primul pas. La începutul săptămânii merite să te aventurezi în proiecte riscante. Miercuri, o întâlnire cu lumea frumuseții poate contribui la o creștere spectaculoasă și la descoperirea de noi abilități. Poți primi veștile mult așteptate de la o persoană care este departe de tine. Cu fiecare zi care vine, vei fi din ce în ce mai interesată de persoana iubită, vei dori să împărtășești gândurile și sentimentele. Dorința de a petrece mai mult timp unul cu celălalt necesită implementare imediată, lucrează deci pe această problemă. Dar nu fi intruzivă și nu încerca să controlezi totul. Nu ai nevoie de o apariție furtunoasă. Pregătește-te să cânți o melodie pentru nebunia curajosului. În viitorul apropiat, intenționând să cucerești cel mai inaccesibil obiect pentru tine, vei realiza că nu este mintea, ci inima. Cel mai interesant este că bărbatul dorit te va întâlni cu bucurie și poate chiar recunoaște că s-a gândit de multă vreme la subiect. Acum îți va fi ușor să-l conduci direct în pat. În termen financiar, săptămâna este destul de reușită și stabilă, cu excepție zilei de duminică, când este indicat să nu planifici cumpărături serioase. Oferte financiare interesante pot veni iercuri. Este posibil să dorești chiar să schimbi locul de muncă. Luni, stomacul este vulnerabil, sunt posibile reacții alergice. În a doua jumătate a săptămânii, încearcă să-ți protejezi capul de informații inutile și sufletul de contacte inutile. Joi și vineri creează-ți un regim blând pentru inima ta. Duminică, procedurile de curățare a ficatului sunt eficiente. Dacă ai fost invitată la o aniversare, la o nuntă sau într-o altă petrecere, reține că nu trebuie să porți toate cele mai cochete bijuterii deodată. unele pentru astfel de seară pot fi foarte scumpe, dar strălucirea de amantelor în acest caz va fi indecentă. Smerenia este mai bună. Poartă argint cu obsidian. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, fii prudentă, urmărește discursul verbal și cel scris. Chiar și un singur cuvânt nepăsător se poate întoarce împotriva ta. Încearcă să discerni posibile capcane și furci pe care le arunci în public pentru propria ta relaxare și satisfacție cu viața. Desigur, este mai bine să stai puțin deoparte. La mijlocul săptămânii ești amenințată cu zarva și treburile inutile. Joi nu te baza pe o soluție rapidă la problemele tale. Chiar dacă ai o mulțime de ajutoare, încearcă să ai o strategie de acțiune dezvoltată de tine personal. O întâlnire romantică strălucitoare la începutul săptămânii te poate excita, însă impulsul va scădea pe cât de repede a apărut vei fi predispusă la forme de reverie pentru care poți plăti cu obrazul înroșit. Ar fi frumos să scoți ochelare roz și să fii mai prudentă. Stelele îți recomandă acum ca atenția principală să nu fie acordată actului sexual ca atare, ci mai ales săruturilor și mângâierilor. Iar pentru tine mângâierele vor fi cele mai de dorit pe piept, gât, umeri și talie. Acupresura axelelor va fi în special conciliantă. Trebuie doar să te gândești cum să o sugerezi. Nu cheltui mai mult decât câștigi. Amintește-ți că banii luați de pe un card de credit vor trebui să fie rambursați și la timp, în caz contrar, vei plăti dobânda. Pot apărea anumite dificultăți în promovarea afacerii, în special în a doua jumătate a săptămânii. În weekend, achizițiile făcute pe internet vor avea succes. Încearcă să-ți menții o dispoziție bună pentru tine acum este foarte important. Dacă o persoană sau o situație te plonjează în deznădejde, nu este exclusă apariția unor simptome psihosomatice neplăcute care nu vor fi ușor de îndepărtat. Este puțin probabil să te îmbolnevești serios, dar orice ușoară boală care a apărut poate dura câteva luni, storcându-ți puterea. Dacă simți dureri severe, asigură-te că vizitezi un medic. Este foarte probabil că săptămâna aceasta va trebui să petreci mai mult timp în compania altora. Poartă o piatră a lunii. Acum te va ajuta să obosești mai puțin, să-ți afișezi intelectul și să-ți demonstrezi punctul de vedere față de colegi și șef într-o manieră motivantă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Pești! Săptămâna aceasta, cel mai bun lac pentru dezamăgirile vieții va fi o imersiune completă în munca preferată, desigur, dacă există. Nu încerca să filozofezi fără ajutorul unui segetător. Această activitate solitară te poate scufunda în depresie. Este mai bine să te bucuri de lucruri de moment decât să te gândești la transcendența ființei. În relațiile cu cei dragi, încearcă să fii înțeleasă corect. Schimbându-ți imaginea, vei deveni foarte atractivă. Depinde mult de încrederea în sine. Vinerea este o zi bună pentru întâlniri și flirturi. Iubirea te poate întâmpina la prima vederea. Linia comportamentului tău erotic arată extrem de zigzag pe astrograma ta și chiar nu se observă nicio secvență continuă în ea. Dimineața ei vei sugera partenerului tău că nu ești aversă să faci o masă și să aranjezi o sărbătoare a cărnii. Mai aproape de cine declar că nu ești înclinată să faci sex deloc și apoi te vei răzgândi seara. În general, partenerul de viață va trebui să transpire foarte mult pentru a profita de cel mai bun moment. Săptămâna aceasta ți se va stabiliza situația financiară. Miercuri este o zi bună pentru întâlniri de afaceri și negocieri. Noile încasări numerar sunt așteptate joi. Dacă este necesar, vineri poți conta pe asistența financiară a prietenilor. În următoarele zile, sistemul tău digestiv va fi deosebit de vulnerabil. Stelele îți recomandă să-ți reglezi dieta, să faci o alegere în favoarea celor mai simple, sănătoase și ușor digerabile alimente. Asigură-te că încălzești toate produsele, cel puțin la temperatura camerei, gătește, coace, evită prăjala. O vreme refuză prânzurile și cunele în unitățile de alimentație publică, chiar și cele care s-au dovedit exclusiv de partea pozitivă. În zilele următoare, stelele te sfătuiesc să arunci o privire mai atentă la vaze din argint sau piatră mai ales când casa ta este adesea vizitată de oaspeți cu buchete de lux și te încurci constant unde să pui florile primite. O vază rafinată cu ornamente din onix, jasp sau argint cu cristale nu numai că va rezolva perfect această problemă, dar cu siguranță nu va trece neobservată decorând interiorul. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!